Scena Barbuștirii a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș va găzdui în această seară piesa Angajare de Clov, în interpretarea actorilor de la Teatru Bacovia din Bacău. Spectacolul începe la ora 18, iar iubitorii de teatru încă își mai pot achiziționa bilete. Iată că în această seară, grație unui proiect, spun eu, destul de interesant și cred că bine primit în aria asta teatrală, Teatrul Bacovia din Bacău, prin managera actrița Eliza Noemi Judeu, au inițiat proiectul Hai și tu la teatrul meu. O idee interesantă și de apreciat. În sensul ăsta, domnia sa invită teatre din țară la Bacău într-un parteneriat și într-un schimb de spectacole. Anul acesta am intrat în legătură, am fost încântat de idee și am răspuns prezent. Ieri ne-am întors, luni noi am jucat la Teatrul Bacovia din Bacău, Variațiuni enigmatice, a fost alături de colegul meu, actorul Cristi Dionise, un teatru superb la Bacău, un teatru frumos, un spațiu special, aș spune eu, pentru teatru, cochet, micuț, foarte, foarte bine, dotări foarte bune la scenă, am beneficiat de dotările lor de acolo, cu lumini, tot ce am avut nevoie. Publicul a fost foarte încântat de prestația noastră, de spectacolul pe care noi l-am prezentat. Este și un spectacol foarte bun făcut de regizorul Mihai Lungeanu, pe textul dramaturgului Eric Emanuel Schmidt, și aș vrea să fac acum trecerea. Eric Emanuel Schmidt este un dramaturg în vogă, de câțiva ani buni, se joacă în toată lumea, la fel ca și Matei Vișniec. Iată puntea de legătură, spune o nouă puncte de legătură în acest proiect, pentru că Teatrul George Bacovia din Bacău vor prezenta în această seară, aici sala, sper să fie plină de iubitori ai teatrului, iubitorii călărășeni de teatru, vor prezenta pe scena noastră spectacolul Angajare de Clov. Și Matei Vișniec, dramaturgul nostru, este la fel de cunoscut și la fel de jucat în lume ca și Eric Emanuel Schmidt. Sunt două nume de referință în teatrul mondial, aș spune, nu doar internațional. Piesele lor se joacă la Avignon, fără doar și poate, nu există ediție care să nu se joace. Două texte excelente și o prestație, am convingerea că prestația actorilor, actrițelor de la Bacău din această seară va fi de excepție. E ceva inedit, până acum eu nu am mai văzut, cunosc foarte bine textul lui Vișniec, este textul care a fost cel mai mult montat din creația sa, Angajare de Clov. Acolo personajele sunt masculine. George Balint, regizorul spectacolului Băcăoanilor, Angajare de Clov, vine cu variantă feminină. În distribuție sunt trei actrițe. Am și eu curiozitatea și mi-a stârnit interesul și abia aștept să le văd spectacolul. Am mai văzut spectacolul naționalului în care sunt doi actori și o actriță, am văzut-o pe Magda Catone jucând în Angajare de Clov. Este un text incitant, este un text ofertant, un text care te pune pe gânduri și te face să pătrunzi mai mult în interiorul tău și să te gândești la viața pe care o parcurgi zi de zi, la cei de lângă tine, la relația interumană, la relația de prietenie, la moralitate, la bun simț, la educație. Toate acestea le găsim în acest excelent text, Angajare de Clov, al lui Matei Vișniec. Iată că așadar proiectul teatrului din Bacău, Hai și tu la teatrul meu, se conturează, se finalizează în această seară. Noi mulțumim conducerii teatrului că am fost implicați în acest proiect, în acest an, la această ediție. Probabil, nu probabil, cu siguranță, mai multe
teatre de-a lungul anului au fost implicate în acest proiect. O idee foarte bună și de ce nu să o dezvoltăm și noi pe mai departe. Cam acestea ar fi datele, așadar în această seară, începând cu ora 18, aici pe scena Barbu Știrbei, a Centrului Județean de Cultură și Creație, angajare de Clov, Teatrul Bacovia din Bacău. Prețul unui bilet este doar 20 de lei, locuri mai sunt încă în sală, vă așteptăm să nu ratați întâlnirea cu trei actrițe din Bacău. Și aș vrea să adaug că, iată, am încheiat partea cu stagiunea teatrală, aseară am avut spectacolul Cum se face partea a doua, încă un spectacol în seara asta și încheiem partea teatrală în acest an. Și în programul Toamna Culturală nu puteam să nu ne ducem și către tineri, către adolescenți. Mi-am amintit cu mulți ani în urmă, organizam în octombrie de ziua adolescenței, Miss Adolescența, devenise o activitate, o acțiune, un eveniment de tradiție a Casei de Cultură de atunci, apoi Centrului Județean de Cultură și tinerii se bucurau de acel eveniment. Mi-am amintit de acest lucru, ascultând la zilele municipiului o trupă de tineri, de liceeni, de copii, le-aș spune eu, trupa Compas, mi-au plăcut foarte mult. Mi-am amintit de tinerețea mea, de adolescența mea, când ascultam trupa Telex, la vremea respectivă o trupă de tineri în Călăraș, care a fost în vogă și a făcut carieră această trupă. Cu mândrie spun și toate piesele lor mi-au plăcut și de fiecare dată le ascultam, am avut ocazia să-i și prezint în anumite concerte. Mi-am amintit de adolescență, de tinerețe, ascultând trupa Compas și atunci le-am propus de ce să nu organizăm noi un eveniment. Am găsit spațiu liber în noiembrie, pentru că am avut foarte multe, foarte multe evenimente și am pus la cale acest eveniment. Concert la ora 18 o să înceapă. Asta nu înseamnă că este dedicat în exclusivitate adolescenților. Tuturor călărășenilor este dedicat. Veniți să vă reamintiți de adolescență. Va fi o atmosferă, sunt convins, o atmosferă frumoasă, pentru că tinerii, în general, sunt frumoși și ei emană o bunătate față de noi care, știu eu, viața asta ne-am făcut uneori să ne transformăm, să ne schimbăm și noi. Și am invitat o trupă de liceeni din București, Mix and Match. De asemenea, cei de la București vin cu un pachet complet. Au pe lângă trupă încă doi soliști invitați și patru dansatori de la Liceul de Coreografie din București. Sunt curios să le văd programul. Ei sunt recent premiați, cred că în luna octombrie, au participat la un festival internațional la Belgrad, s-au deplasat, au venit cu trofeul de acolo. Îi așteptăm cu mare drag vineri și așteptăm pe toți călărășenii, tineri sau mai puțin tineri, dar cu sufletul tânăr, să ne bucurăm de o seară de muzică frumoasă, aș spune eu, să ne bucurăm de tinerețe, să ne amintim noi cei de la o vârstă de adolescența noastră să fim alături de tineri, pentru că este o datorie morală a noastră, a tuturor, să îi sprijinim, să fim plasa de susținere, cum s-ar spune, să-i lăsăm să se manifeste liber, dar să avem grijă. Atât trebuie să avem grijă, nu să le impunem noi ceva, să le lăsăm libertatea. Ei știu să se exprime și știu să se bucure de momentele astea frumoase. Frumoase și pe care ei înșiși le creează. Noi doar atât trebuie să-i ajutăm. Le-am deschis ușile Centrului Județean de Cultură, le-am întins o mână, m-am ocupat de organizare alături de ei și avem spectatori și din Ciocănești. Acolo, la școala din Ciocănești, este un director care face minuni de ceva vreme în latura asta artistică și o fanfară există acolo și un ansamblu folcloric atrage tinerii și foarte bine face că dezvoltarea prin artă este mult mai benefică pentru elevi, pentru cei mici, decât altele. Iată că și la noi, în ultima perioadă, s-a auzit, se pune accent pe această dezvoltare, pe latura emoțională, când în definitiv asta suntem, asta transmitem și asta spune știința, că e mai importantă
dezvoltarea asta emoțională, bine, normal, nu în detrimentul celeilalte, să nu se înțeleagă greșit, dar trebuie să existe un echilibru. Da. Înseamnă că vineri seara veți avea sala plină. Vineri seara, da, cu siguranță, sper din suflet. Și acest spectacol va încheia programul de activități programat pentru luna noiembrie. Pentru luna noiembrie, da, da. În luna decembrie vom mai avea, începem proiectul cu clinche de argint pe aripi de colind. Vor fi multe manifestări, multe surprize, vom avea colinde, vom avea programe specifice sărbătorilor. Deja platoul din fața centrului este pregătit, este aranjat, amenajare. Vom avea, atât îți spun clar, pe 7 decembrie concertul lui Bănică, Ștefan Bănică Junior, acolo biletele sunt epuizate, nu mai sunt locuri. Mai avem locuri la concertul din 23 decembrie, Christmas Jazz, un concert patent Andrei Rieu, Emi Drăgoi, protagonist, cu invitați speciali Ion Caramitru, Toni Grecu și Nico, alături de un grup de soliști de la Opera Națională, alături de 14 instrumentiști. Va fi ceva cu totul și cu totul special. Nu ratați, vă recomand să nu ratați concertul din 23 decembrie, tot ora 18. Apoi vom intra și noi în într-o perioadă de sărbători libere, revenind ca după aceea în ianuarie, anul următor, să fim sănătoși, să vedem ce proiecte, ce planuri vom face.